Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod de Subnautica, un joc survival în care ești în mijlocul oceanului și trebuie să supraviețuiești sub apă, mâncând pești și făcând alte chestii, adunând iteme, îți faci o bază, chestii trestii, veți vedea. Unii dintre voi probabil știți deja despre jocul acesta, mai ales că am avut o serie cu el acum foarte mult timp, însă m-am plictisit eu și am încheiat seria, după care recent, gen acum câteva săptămâni sau o lună, am încercat să mai fac un episod. Și nu prea mergea, adică mergea jocul în lag și acum că mi-am schimbat procesorul, merge mai decent. Și am zis să facem un episod, să vedem cam cum mai este jocul după atâta timp, pentru că a primit foarte multe update-uri între timp, să zic așa. Iar dacă mă repet, hai să dăm pe survival. Durează. Dacă eram eu inteligent, puteam să fac asta. Puteam să vă vorbesc eu despre chestia asta cât timp așteptam să se încarce. Durează undeva la un minut să se încarce. Nu-mi dau seama dacă așa durează de fiecare dată sau dacă e doar la început când îți creezi harta. Însă, opa, nu, a fost mult mai rapid. 17 secunde. O dă direct de aici. One. Oh, ok, gata, știu. Aia era naveta pe care eram noi și s-a prăbușit. Iar noi am scăpat cu chestia asta. Wow. Aha. Pingem focul. Ok. Ia extintorul, boss. Era zic extintorul. Asta l-am mai folosit cea din aur. Pinge tot. Dă-i, boss. Gata. Acum nu pot să-l pun la loc. Cam asta e treaba. Am văzut că nu pot să... Booting in emergency. Nu știu sunetul mai tare. Asta e inventarul nostru. Dar e pe o tabletă. Am înțeles. Nu merge să arunc asta. Nu am nevoie de extintor sub apă. Așa că o să-l punem aici. Interesant că îți dă niște apă de început și mâncare. Dar cred că ne vom descurca și fără. De aici ne craftăm itemele. Hai să ne ducem deasupra. Yeah, boy. Ok. Aceea este naveta noastră. Eram pe undeva prin aer. Zero human life. Aha, deci înseamnă că doar eu mai sunt în viață de pe toată naveta aia. Nu știu dacă eram singur în navetă, dar nu cred că n-ar avea niciun sens. Habar n-am, dar probabil doar eu am scăpat cu viața sau ceva de genul acesta. Așa că am zis, băi, știi ceva, hai să mai aruncăm o privire. Poate vom mai face o serie cu Subnautica, nu știu exact, dar am zis să facem un episod, să vedem cam cum mai este jocul. Ia să intrăm noi înapoi aici și să ne ducem sub apă. Du-te, boss! Nice. Ok. Jocul ăsta este foarte creepy, gen. Te poți speria ușor în jocul ăsta, mai ales când te duci la adâncimi foarte mari, iar am lag. O să fie puțin lag când se generează biomurile sau cum se numesc ele. Adunăm mulți pești pentru că avem nevoie de mâncare. Eu cu acele peștișorule. Și trebuie să ținem minte să ne ducem la suprafață pentru că rămânem fără aer. E un joc interesant, într-adevăr, Subnautica. Nu e un joc rău. Nu. Dar este foarte mult de farmat aici. Adică trebuie să te duci după multe iteme. Hai să prindem peștele ăsta. Asta ne dă apă. Din ăsta putem să facem sticle de apă. Și pe ceilalți îi putem mânca direct. Bine, mi se pare că poți să-l mănânci și pe ăsta, dar îl folosim în principal pentru apă. Bun. Hai să ne ducem noi jos de tot și să începem să adunăm câteva iteme. De ce iteme avem noi nevoie, este întrebarea. Vorbește femeia aia acolo, dar nu ne interesează. Avem nevoie de niște minereuri. Uite, avem geam aici. Hai să ne cărăm. Sper să-mi explodeze în față! Nu! Nu, 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 nu! A, naiba! Dar nu te poți apăra de el? Nu poți să faci nimic? Ok, hai înapoi la suprafață. La început o să fie puțin cam ciudat, pentru că trebuie să ne ducem de foarte multe ori la suprafață. Până când facem rost de iteme să ne craftăm... Nu mai știu exact de ce aveai nevoie, dar știu că poți să-ți craftezi ceva să respiri mai mult sub apă. Poate tancul ăla de oxigen sau cum se numește. Mă uit după minereuri. Nu, nu
adâncime destul de mare. Mamă, noaptea jocul ăsta e destul de creepy. Știu că avem nevoie de părțile astea. Hai să luăm câteva. Luăm așa, două, trei. Mă, asta ce n-ai voie? Sunt și cam greu de observat. Swim to surface. Ok. Notăm și la suprafață. Hai să mai prind un pește de ăsta pentru apă. Nu coace, la băiatul. Vedeți chestiile alea de acolo, ies monștrii de atacă. Ia să vedem în inventar, hai că avem spațiu, mai luăm o de-asta. Cu chestiile astea putem face ceva de titanium. Nu știu eu care erau minereurile, astea sunt... Oh, break limestone. Ok, trebuie să avem grijă și la monștri, ca unii ne atacă. Oh, cupru, mai vreau cupru. Dăm cupru. Oh, am luat titanium. No, dăm cupru. Yes. Știu că avem nevoie de două bucăți ca să craftăm ceva. Super, super tare. Wow, ce e aici? Nice, titanium. Ok, să mai prindem un pește de apă și după aia prindem doar de mâncare. Haideți la băiatul. Dar știu că pe shift poți să alergi, dar nu poți să alergi, adică nu știu. Uh-oh. Cred că ne teleportează înapoi în bază și pierdem toate itemele dacă murim. Gen, nu mai rămânem fără aer. Să mișcăm puțin facecam-ul, să fiu așa pe mijloc. Abonați-vă dacă v-a fost dor de seria aceasta. Dacă v-a fost, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like, pentru că în funcție de susținerea voastră vom mai face episoade. Adică în funcție de susținerea voastră vom vedea dacă facem o serie sau dacă doar un episod, așa, ca să vedem ce s-a mai schimbat. Acum s-au adăugat multe lucruri spre endgame, spre finalul jocului. Adică la început nu s-au schimbat foarte, foarte multe chestii. Momentan vrem să facem noi, putem să ne facem apă dezinfectată, dar nu avem bleach. Ok, hai să facem o sticlă, două de-astea. Ok. Și să facem ceva mâncare. De asemenea, nu știu cum fac rost de viață. Ok, avem multe chestii pe aici. Nu știu cum fac rost să-mi crească viața. Sau să-mi regenerez viața, mai bine zis. Wow, gata peștele! Ce bag bă în mine? Oare ăstuia nu-i să ia de pește? Adică gândiți-vă, mănâncă doar pește. Bine, nu e ca și cum ar avea altă opțiune, dar... A, ne dă și... ne umple și la sete asta. Nice. Ok, hai să mai facem câțiva peștișori. Avem 4 de-aștia. Pepper. Cooked pepper. 2. 3. Hai la băiatul. Știu că n-am nevoie de toți acum, dar ai idee. Să nu fie nevoie să mai căutăm pești. Fiți atenți de ce avem noi nevoie. Deci noi avem nevoie de următoarea chestie. Ne ducem aici. Ok. Titanium. Oh, 4 bucăți de titanium. Oh, ok. Avem o groază, înseamnă. Bun. Și fiți atenți ce avem noi nevoie. Avem nevoie de asta. Flashlight. Glass și battery. Acum, geam. Putem să facem, ne mai trebuie o bucată de quartz, dar bateria, nu știu cum ne-o facem. Aha. Și avem o lanternă. Interesant oarecum. Hai să depozităm toate astea de titanium. Perfect. Hai să mai facem încă o... Avem cam mult titanium. Dar mi-ocupă ăla mult spațiu în inventar. Pac, ne ducem aici. Clic stânga. Depozitează tot. Ne mai trebuie... Ok. Du-te în apă, boss. Ok, ne trebuie două ciuperci de-astea. Și ne mai trebuie niște quartz. Quartz e ușor de găsit. Este ușurel de găsit. Cred. Nu e pe aici. Nu știu, voi mai jucați Subnautica? Adică eu nu m-am mai jucat de foarte mult timp și știu că s-au adăugat multe lucruri, 100%. Însă nu știu cât de popular mai este jocul. Oricum devine foarte horror, creepy, așa, nu știu, te sperii noaptea când te duci la adâncimi foarte mari. Și dacă vom face iarăși o serie, cu siguranță ne vom duce. Hai mă, unde e cuarțul ăla? Ăla e? Am uitat acolo. Bun, și ne putem face o...
Habar n-am ce asta. Ne putem face acum o lanternă. Super, super tare. Asta ne dă oxigen. A, mai văd o bucată de cuarț acolo. Perfect. Hai să mai luăm niște oxigen, eventual să luăm și peștele ăsta. Hai la tati. Nu vreau să mă duc prea adânc și să intru prin peșterile alea pentru că mă atacă monstruleții. Vreau să-mi fac și un un cuțit, dar nu știu exact de ce ai nevoie pentru cuțit. Aș vrea să mai găsesc o bucată de cuarț. Monstrul ăla... Ah, nu e monstru. Ah, ba da, e. Ala ne atacă. Uite aici cuarț, hai înapoi. Se face noapte, asta e faza nașpa. Se face noapte și va fi super întuneric. Nu lag. Cum prind eu pești ăștia? Na. Haideți la tăticu. Avem mâncare și apă destul de multă, deci n-ar trebui să ne facem probleme. Însă, na. Ne trebuie cuțitul, ne trebuie lanterna pe timp de noapte și știu că cu lanterna e nașpa că îi se duc bateriile. Și trebuie să găsesc mult cupru pentru baterii. Vedeți că are joc cu niște leg spike-uri ciudate. Asta nu prea îmi place, dar mă rog. Deci ne ducem aici și spunem așa, băi, eu mi-aș dori o lanternă. Fac. Facem niște geam. Bateria aici. Corect, nu știu de ce am crezut că o aveam craftată deja. Power cell. Flashlight. Asta o dată. A doua oară ne trebuie silicon rubber. Stai puțin să vedem. Silicon rubber cu titanium. Știu de unde se fac rost. O să ne trebuiască repair tool, scanner. Ne trebuie iarăși silicon rubber. Silicon rubber se face cu chestii de alea galbene. Hai să mergem după ele. Jesus Christ. Am o lanternă. Fie vă frică de mine. Ok, nu mai știu exact în ce direcție era. Nici măcar nu-i... Adică e bună lanterna asta, dar nu s-o folosim în permanență. Cred că îi se duce bateria foarte repede. Wow. Sunt vine-urile alea, uite fix acolo. Chestia e că trebuie să fim atenți la monștri. Și la oxigen, desigur. Bun. Ce ziceți, să tai pe filmare de acum încolo când e noapte? Adică nu știu dacă se vede ok pentru voi pe filmare când e noapte. Poate mă atacă vreun monstru pe aici, ești nebun. E ăla acolo. Nu ne putem duce din păcate, că ne atacă și ne omoară. Nu mi-e dor de Seamoth-ul meu. Mă duceam cu Seamoth-ul, nu aveam treabă. Oh my god. Uh-oh. Nu știu de voi, băieți, dar... Nu putem aici. E că trebuie să... Să mergem în partea aia? Nu pot de monștrie, mă atacă 100% și n-am cum să mă apăr. Mai ales că nici măcar am un cuțit, dar și cu cuțitul mă omoară. Haideți la băiatul! Haideți la mine în inventar! Bă, îmi dă juc! Ok. Sunt mai multe direct. Nu, 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 tu nu. Tu nu, amice. Ăștia sunt inofensivi, nu ne fac nimic. Dar poate mă trezesc cu vreunul în cârca mea. Ai de capul meu. Da, e mai nasol pe timp de noapte. Bă, unde sunt mă alea? Uite, văd în față de tot. Radiation. Ok, se poate să nu mă mâncați, vă rog? E cam periculoasă treaba pe aici, băieți. O, mai văd nimic cu lanterna asta, ești nebun. E un monstru fix sub mine.
M-am și speriat, ești nebun? Carate! Gata, nu mă atacați, vă rog! Hai de capul meu, se aud o groază de sunete noaptea pe aici. Nu mi-e că mă sperie, mi-e că mă omoară și pierd itemele sau ceva. Perfect, acum ne întoarcem la bază și ne facem o chestie foarte folositoare pentru noi. Ne facem cuțitul și o chestie nouă pe care nu, mă rog, care nu era în joc înainte. Este, imaginați-vă un balon. Deci un balon care se umflă și te ajută să te ridici foarte repede la suprafață. Baza mea unde era? Ah, am trecut. Îl craftăm acum. De-aia am luat fix 4, că e 2 cu 2. 2 pentru cuțit, 2 pentru balon. Ok, acum trebuie să facem asta. Lubricant. Nu, silicon rubber. Era să fac altceva. 2 de astea la băiatul, mulțumesc. Și acum o să ne craftăm noi air bladder. Și cuțitul de ce nu? Avem nevoie de titanium. Ah, l-am pus pe tot în inventar. În storage, mai bine zis, corect. Apăs escape ca să ies din inventar, dar nu e escape. Bun. Păi și un cuțit. Bine, mă, acum suntem echipați, băieți. Pac, frumos. Nu știu ce fac cu ouul ăsta, dar mă rog. Copper ore, îl punem aici. Hai să mai facem și noi niște gemuleți. Nu știu dacă avem nevoie neapărat de atât de mult geam, dar îl facem să fie. Pune-l aici, la băiatul. Așa. Ne e puțin sete, bea de aici, nu, no problemă. Old? Expiră mâncare, ești nebun. Nu știam asta. Nu știam asta, băieți, voi știați? Ce ne va face cu chestiile astea? Hai să mai facem silicon rubber. Poate vom avea nevoie vreodată. A expirat mâncarea, bă. E nebunie. Aici ne arată toate rețetele. Fuck. Puteam să mă uit direct de aici ca să știu de ce am nevoie. Interesant. Nu e rău. Ce naiba? N-am văzut. Aici. Bun, haideți să vă arăt air bladder-ul cum funcționează. De fapt, stai puțin. Hai să ne uităm de ce avem noi nevoie. Oh, fins. Oh. Ok. Gimme, gimme. Dă-mi coace. Că ne trebuie asta. Ne bagă viteză. Ce ne bagă? Standard O2 tank. Glass și titanium. Oh. Fire extinguisher, pipe, floating air pump. Bun, păi ne trebuie asta, glass și 2 titanium. Cred că avem deja. Nu avem noi? Glass și 2 titanium, avem deja. Nu credeam că este așa ușor de făcut chestiile astea. Ok, acum ar trebui, deci avem 45? Oh, 75, bă, ca băieții răi. Acum respirăm și noi ca lumea sub apă. Super, super tare. High capacity O2 tank. Ne trebuie silver ore. Restul avem. Ok. Nu e rău. Am înțeles. Am înțeles. Și cine mă interesează? Ne interesează repair tool, ne interesează scannerul. Avem nevoie de o baterie și de titanium. Flare. Habitat builder. Eu aș vrea să facem o sea glide. Nu știm ingredientele. Mă rog. Ne trebuie chestia asta neapărat. Scannerul ca să ne deblocheze Seamoth-ul și celelalte clădiri. Mă rog, clădiri, doamne, ce am zis clădiri? Echipamente, mașinării, nu știu cum se numesc. Bun, deci ne trebuie o baterie. Pentru baterie ne trebuie cupru. Habar n-am unde facem roze de cupru, dar fiți atenți. Deci dacă rămân fără oxigen, mă duc aici, clic dreapta și s-a umflat. Și nu te poți duce la fund cu chestia asta. Vedeți? Dacă încerci că mă duc în jos, nu merge. Apăs pe buton și mă duc la loc. Bun. Ne trebuie cupru. Nu știu exact... Dar ce s-a întâmplat aici? 3. Nu știu exact unde fac rost de cupru, dar... Dar da. Putem să stăm mult mai mult sub apă, ceea ce e bine.
Însă ne trebuie acel scanner. Vede cineva cuprul pe aici, băieți? Trebuie să farmezi foarte mult în jocul ăsta, trebuie să cauți iteme foarte mult. Asta e alt ou. Chestia aia nu știu ce e. Uite, ăla puteam să-l scanăm dacă aveam. Asta ce naiba mai e? Ce e chestia asta? Pickup floater. Hai să luăm unul așa la mișto. Vino cu ace. Am dat click și nu-l prindeam. Hai să luăm niște vines de astea să le tăiem. Îmi place că pot să stau mai mult sub apă, asta e tare. Asta chiar e șmecher. Deci putea să intru pe găurică pe aici, dar mă explodează fraieria. 30 seconds. Bum, l-am activat. Și ne-am dus. S-o groază de chestii aici, mamă. Cât am putea să scanăm dacă am avea bateria aia proastă. Ce e asta? Grav sphere segment. Cut creep. Creep vine. Avem un nou blueprint. New blueprint acquired. Sunt niște chestii rotunde, ați văzut și voi cum arată. De le spargi și îți dă minereuri. Nu știu dacă avem nevoie de atât geam, dar 30 seconds. Și chestia asta știu că o putem tăia. Mai taie una. Nu. Bă, e tare jocul ăsta, e tare. Pentru că nu mai merge în reluare cum mergea înainte. Nu neapărat în reluare, dar aveam leg spike-uri. Multe, nu ca acum. Damn. Dar nu văd deloc minereurile alea nemernice. Oh, no. Oh my god. Ce-i faci, mă, olea, că n-ai ce să-i faci. Pleznește și te omoară și pe tine. Ia uite-mă la băiatul. Te rog, două bucăți de cupru. Lead? Ce naiba aia? Le sparge cu cuțitul acum. Yes! Încă una, încă una. Te rog. Never lucky. Nu! Yes! Always lucky. Ah, păi uite-mă, sunt multe aici, ești nebun? Câte sunt? Dă la băiatul încoace. Sparge tot. Dacă găsim așa mereu, ar fi perfect. Și ai never lucky, că avem destul aici. Dă încoace la băiatul. Boing. Bă, ce s-aude? What the fuck? Cine mi-a explodat? Allahu Akbar! Ok, încă 3. Nu mai am oxigen. Perfect! Să ținem minte în direcția în care au fost chestiile astea. Înspre navetă, vedeți? Înspre navetă. Abia aștept să ne facem un Seamoth, să ne plimbăm cum vrem. Fuck, foarte șmecher. Bun, hai să ducem înapoi ca să facem bateria aia și să facem scannerul. După aia poate ne ducem în dreapta sau nu știu, să lăsăm pentru episodul viitor. Cred că da. Am un lăguiește, nu știu. Nu e prea bine optimizat jocul, dar mă rog, e decent. Ce naiba e asta? Fiber mesh. Dar nu știu la ce ne trebuie. Equipment. Wow! Floating air pump. Asta nu ne trebuie. Dive reel. Anchors to a physical point and unwinds as you explore. Oh, e ca un fel de cârlig. Arunci cârligul în ceva și te trage spre el. Interesant. Grapevine sample. Ori 5. Nu avem destul de mult, dar să ținem minte pentru data viitoare să craftăm. Ok, pentru astăzi mi-aș dori o baterie, dar mi se pare că avem nevoie de ciuperca aia. Ciuperca. Da. De. Bă, știi ce ar trebui să adaugi ăștia? Un fucking pat. Omul ăsta nu doarme niciodată. Am nevoie și eu de un pat să treacă noaptea. Bă, bune. Doar frumos în pat și gata. Că oricum în adâncime foarte mare e întuneric, deci nu contează că există noapte. Deci nu există pat. Ok, waterproof locker nu ne trebuie. Cineva făceam? Făceam o baterie. Bateriones. Dă-mi coace. Hop. La băiatul. Și cine mai trebuia că nu mai țin minte? Scanner.
Yes. Bine, bine voi. Bine eu, bine voi. Mamă, câte chestii avem! Oh my god, ok. Rotten? De ce sunt putrezite? Nu le-am folosit la timp sau care e faza? Mi se pare că alea poți să le mănânci, dacă nu mă înșel. Cred că da, e rotten. Fiber mesh? Ok, cine mai avem în inventar? Ok, asta o avem odată. Avem multe chestii. Ne trebuie mult spațiu. Hai să luăm cuarțul și să-l facem în geam. Avem multe chestii, băieți. Se întâmplă multe lucruri aici, dar totuși încă e un joc bun, Subnautica. Nu e rău, să știți, nu e rău. M-aș vedea să-l mai joc iarăși. Nu este rău, vă spun. Nu știu ce naiba e asta, dar decomposing, astea nu mai sunt bune, cred. Ne scade foarte mult apa. Dar e ok. Ok, am înțeles. Rămânem fără apă. Dar apa putem să facem așa. Pac. Ok. O să închei eu aici episodul ca să nu mai lungim treaba foarte mult. Bea și tu ceva bun de aici. Data viitoare vom face itemul acela nou. Vom merge să scanăm cu scannerul respectiv părți ca să reușim să reconstruim simothul pe care îl aveam eu în salvarea anterioară. Și chestii de genul ăsta, adică o să avansăm. Nu știu dacă vă mai place seria sau nu, aș aprecia dacă ați apăsat butonul de like în caz că o faceți. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!